Leguma care mănâncă tot zahărul din organism este dușmanul de temut al diabetului. Spune-le și prietenilor tăi despre această minune. Fasolea boabe, albă sau roșie, aduce numeroase beneficii organismului. Această legumă este o sursă naturală de fibre și de proteine, având un indice glicemic scăzut. De asemenea, fasolea este bogată în fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor. Pentru că are foarte puțină grăsime și colesterol deloc, fasolea este foarte indicată în regimul diabeticilor. O porție de fasole în fiecare zi îi ajută pe cei care au diabet de tip 2 să țină sub control nivelurile de zaharuri din sânge și reduce riscul de infarct. Această legumă este recomandată diabeticilor, deoarece are un indice glicemic scăzut, dar și carbohidrați benefici cu proteine slabe și fibre solubile, spune doctorul Daniel Astan, medic de familie din Călăraș, citat de adevărul.ro. De altfel, fasolea mai este cunoscută și sub denumirea de mâncător de zahăr, pentru că este foarte bogată în fibre vegetale care împiedică absorpția zahărurilor și reduc secreția de insulină, potrivit sursei citate. Conținutul bogat de substanțe nutritive o face un produs alimentar foarte sănătos. Fasolea este o sursă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu și chiar calciu. Magneziul are mai multe scopuri în organism. Susține funcțiile musculare și nervoase, menține sistemul imunitar, se îngrijește de sănătatea oaselor și a tensiunii arteriale și ajută la metabolizarea energiei. Fierul este o parte importantă a proteinelor de transport de oxigen în sânge și promovează dezvoltarea celulelor, relatează mesaje din suflet.ro.